doar un însemnat asistent, stimată doamnă. Atât de neînsemnat încât studenții mei... Scaunul acesta este ocupat. Știți, se mănâncă întotdeauna lângă mama. Acolo. Nu l-ați în seamă. E încă un copil. Poftiți, poftiți. Îmi dau seama că am jignit un copil. Și ce copil, uite. Ca un înger. Ce stranie și neînțeleasă cu sal. Acolo va putea lucra, căci am rămas singur. Nici eu n-am să vă supăr prea mult. O să mă vedeți printre dumneavoastră numai aici, la masă. Cinste pentru noi. Domnule profesor, noastră sunteți o mândrie a științei românești. Cine știe ce crede despre mamă? Doamne, laudele dumneavoastră se adresează desigur învățătorul meu, marele Vasile Turvan, care a fost într-adevăr o culme, un exemplu pentru noi. Un geniu românesc. Un pieptene de fier, un cui, un fragment de oală au pentru noi mai mult farmec decât cea mai frumoasă carte sau, uneori, decât cea mai frumoasă femeie. Da, un pieptene de fier, banal, îți descoperă o civilizație. Cine bea cafea? Veți și dumneavoastră, domnule profesor? Ah, da, bucuros, bucuros. Bucuros, da. Glorioasă câmpie munteană. Încă 2-3 săptămâni și vacanța e definitiv încheiată. București, examenele studenților, cabinetul de lucru. Cel puțin dacă am reușit să sfârșim cu bine la Bolonoia. Bună dimineața, Dudu!
Bună dimineața, domnule profesor. Ați dormit bine? O să vă întrebe și mama același lucru, dar mai întâi vreau să aflu eu. Am dormit admirabil, Duduiță. Nu l-ați ținut pe domnul Egor de la lucru azi noapte? Dar de unde știi, mata, că am fost la domnul Egor astă noapte? I-am închipuit. Întotdeauna când se întâlnesc doi musafiri, se adună într-o cameră. Și camera domnului Egor e cea mai frumoasă? Acolo vin de obicei musafirii. Dar eu cred că nu e bine. Domnul Egor lucrează. Ar trebui lăsat singur noapte. Dar firește, firește. Asta nu să se mai întâmple de aici înainte. Firește. Poate... poate știe ceva despre care eu nu știu nimic. Întâlniri noaptea, în parc, plimbări sentimentale. Așa încep de obicei. Simina e fără îndoială confidentă. Dar e destul de stupid să lași o fetiță să înțeleagă asemenea lucruri. Un copil atât de sensibil ca Simina. Unde ai fost, domnișoară? Am vrut să văd dacă au venit scrisori. Mamă! Are să-i se facă rău. Am visat-o azi noapte pe tanti Cristina, mamă. Eu o visez într-una în ultimile nopți. Ce vise ciudate. Dumneavoastră poate că o să zâmbiți, domnule profesor, dar trebuie să vă mărturisesc că visele sunt lumea mea cea de-a doua. Nu zâmbesc deloc, scumpă doamnă. Ar fi foarte interesant de știut. Aceste întâmplări sunt întotdeauna fascinante. Să vorbim odată despre asta. Dar nu acum, firește. Cum ai visat-o? A venit la patul meu și mi-a spus: numai tu mă iubești. Era îmbrăcată cu rochia roz, cu umbreluță. Așa vine ea întotdeauna. Spunea de Sanda. Sanda începe să mă uite. E domnișoară mare acum. E totuși mort. Prajan e mort de mult. Și părul ăsta lung de femeie, tot ca să nu fie recunoscut, ce l-a lăsat. Și pentru că veni vorba despre tine, păzește-te. Ești într-o mare pirneșnie. Știu ce vrei să spui. Plecați!
dragostea mea. Nu fugi de mine, Egor. Nu-ți fie teamă că sunt moartă. Ce frumos ești. Egor. Dormeai adânc, după cât se pare. De acum înainte am să dorm adânc diminețile. Violete. O să zic că e adevărat. E adevărat. Nu e vis. Dumnezeara Cristina. Se pare că domnișoara Sanda nu se simte prea bine.
ta nu ești bine deloc. Trebuie să trimit după un doctor. Nu pleca. Câteva ceasuri îmi revin. Și mâine ne plimbăm prin parc. De voi? De ce ați tăcut așa deodată? Voi de ce ați tăcut? Ce rece ești. Ai înghețat. Trebuie să-ți aduc un ceai. De altfel, e timpul să te scoli. Se apropie apusul soarelui. Vin în țari. Pentru mama o fac. Am mușcat cu sete bestia. Să nu vadă mama, îi face rău. Pleacă, te rog eu. Du-te și ți-a pastila de chinin. Nu plec nicăieri până nu-mi spui unde vrei să te duci. Fii fără teamă, dragostea mea. Nu te bucur că-ți spun așa. Nu tu îmi spui, Sandă. Lucrul ăsta nu-mi le spui tu. Scoate presoarea și du-te după doctor. Da, din îndată. Ea nu-mi dă voie să deschid. În curând o să plecăm, Sanda nu mai are nimic aici. Pare rău că ești logodnica mea fără voie, Sanda. Numai de n-aș muri până atunci. S-a întâmplat ceva? Nici eu nu știu ce s-a întâmplat. M-am logodit cu Sanda din aur. Știi care e odaie? Te rog să o păzești până mă întorc eu. Și încuie-te pe dinăuntru. Te rog. Nu s-a petrecut nimic grav în odaia asta. În curând se va face întuneric. Vor roiți în țari. Nu mă pricep la etichete. M-a trimis mama să aduc din pivniță o sticlă de borviz și nu m-am putut descurca. Sunt așa de multe etichete și nici nu bănuiam că e atât de întuneric acolo. Dar de când te trimite pe tine doamna Moscu să-i aduci sticlă de borviz? Nu știu ce s-a întâmplat, dar n-a mai rămas decât Doica. Ceilalți au dus să culeagă via. Îmi pare foarte rău pentru tine, Semina, că te lăsăm singură. Să faci treaba. Mâine eu și cu Sanda plecăm. Da, Sanda e bolnavă și domnul doctor n-a rezolvat. Nu e chiar bolnavă. Mai mult speriată. Mi se părea că o vede pe mătușa ei moartă. Nu e adevărat. În definitiv, asta n-are importanță. Mâine dimineață plecăm. Probabil că mama așteaptă să-i duc sticla de borviz. Vreți să fiți atât de bun să mă ajutați? Bucuros.
Știi unde sunt sticlele? Mai departe. Stai să prindem chimit. Se vede destul de bine. Să poate ți-e frică. Și mă fără să te atrag de urechi. De ce nu faci acum? Îndrăznește. Probabil că așa începe orice nebunie. Stai aici, așa? Stai aici, lângă noi. Ție nu ți-e frică? E bine cu ea. Nu-mi e frică. Și nici ție nu o să-ți mai fie frică. Dacă plec acum, va fi mai întuneric pe coridor. Și poate va fi altcineva acolo. La ușă chiar. Așteptându-mă. Să nu încui ușa. Va veni cu adevărat. Va veni la tine. Goală. Ce slab ești, Igor. Ce fricos ești. Dacă aș pleca, ai murit de frică. Să nu mă las singur. Iartă-mă, Simina. Să nu mă las singur. Așa, Igor? Să mă săruți cum vreau eu? Nu-mi place. Nu știi să săruți. Ești un prost! Da, Simi. Sărut-o pantoful. Pantoful. Niciun bici aici. Scoate-ți haina. Și totuși ar trebui să mă deștept din vis. E timpul să mă deștept. Am să nebunesc alminteri. Nu mai pot suporta, nu mai pot. Cineva stă lângă tine, nevăzut, nesimțit. Și te privește. Îți citește gândurile. Ce așteaptă să vadă ce vei face tu. De ce-mi te aperi? Ți-e frică?
E la fel de prost ca ceilalți. Nu înțeleg cum s-a îndrăgostit de tine. Vine cineva? Nu. Dar trebuie să ne întoarcem. Poate a murit Sanda. Nu uita ce te-am spus. La noapte să nu încui ușa. Ar trebui să aprind lampa, dar lumina înviorează umbrele, flacăra chibritului tremură. Mai bine rămân așa, liniște. Liniște. Să-i ascult și eu. Hai, ceilalți, să-ți contoșe de Dumnezeu. Să nu-mi pierd mintea, să nu-mi pierd. Maica Domnului, născătoare de Dumnezeu, ușa milostivit. Poate nu mă vede așa. Are să se sperie serindu-mă deodată lângă ea. Sau poate n-are să mă vadă și n-are să știe că e moartă. N-are să-și dea seama. Domnule profesor! Deschideți ușa, domnule profesor! Domnule profesor! A murit? Nu știu. Unde ești? Aici. Lângă ușă. Nu mă vezi? Unde e Igor? Nu știu. A rămas în curte, l-așteptă pe doctor. De ce închis ușa cu cheia? Să nu ne rătăcim. E acolo. Să vedem mai întâi ce e acolo. Dar nu se vede nimic. Dumneata, vezi ce văd și eu? Sunt vii sau nu mai ni se par nou? La început mi-a fost frică de tine. Dar acum te iubesc.
Și tot astfel, dacă închid un ochi, văd mâna mea mai mică decât cu amândoi. În fapt, lumea e visul sufletului nostru. Acum visez și nu mă silește nimeni să mă trezesc. Aș vrea să te sărut. Ești tu la fel ca toți ceilalți. Ți-e frică de sânge. Șovăi în fața unei picături de sânge, Ecor. Muritorule. Ești moartă. Ești moartă. Ești moartă! Vino, mi-i caută o viață întreagă fără să mă găsești. Te-ai pierit de dorul meu. Și ești murit în ar. Trebuie să plecați. Are să se întoarcă foarte curând. Are să se supere pe mine dacă vă găsi aici. Are să se supere. Ce somn! N-am dormit. Am stat aici, am așteptat. Așa a fost. O să vă chemi și pe voi, dar altă dată. Acum e la Igor. S-a dus la el. Acele în moș de-al nostru. Vizitul Cristinei. Să nu-ți fie frică de el. E bun. Nu mi-e frică. Și-a pierdut mănușa. De ce pui mâna?
încep să mă trezesc. Nazarie! La cine a dat foc? Eu. Din greșeală. Am răsturnat lampa cu gaz și... dormeam. Mi s-a părut că o văd pe Cristina. Am văzut-o și eu. Am văzut-o. În mijlocul parcului. Acolo! Noi suntem. Alina Marin, pe vie. Ce mare. E prea pasiu. Până vine Elaz în stat, arde toate. Lasă ardă, să piară strigoiul. E mai bine așa. Acum se va trece cu Cristina. Și copiii când pierd, se fac strigoiul. Ia faceți loc. Care dintre voi știe să întoarcă farmecele sau să descânte de strigoi? Voi numai papile. Aveți la voi un topor sau un cuțit ceva? Ce vrei să faci cu toporul? Am nevoie de fier. Mult. Și rece. Ia, haideți cu mine. Haideți! Ce cauți aici? Păzeam pe cocoană. Vreți să dați foc la toată curtea? Unde e doamna Moscu? Mă dai aia, domnișoare. În camera Cristinei, nu-i așa? Pe asta țineți cu noi. Și asta e aproape nebună. Dar nu o loviți. Ați venit după pământ? Nu mai avem. Dacă ați venit după pământ, vă mai spun încă o dată. Nu mai avem. Mi l-au luat. Ați răsculat tot satul și ați dat foc la casă. Vreți să mă omorți? Nu! 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 Oprește-te! Hai să spargi peretele! Are să vă sugrume pe tot! Vino cu mine! Are să vă sugrume pe tot! Nu se vede nimic. Și totuși acolo e. Degeaba aștept seminul. Cristina a murit odată de mult. Și acum o să moară de-a binelea. Trebuie să mă hotărăsc acum repede. Trebuie să mă hotărăsc ca să-i mântui pe toți.
Ține-l în brațe. Și fă-ți cruce. Aici inima e semină. Chiamă-i sus. Luare domnișoara Sandra. A murit.